Da, bună ziua, am ajuns din nou în Comuna Terciu spre sfârșit de an, foarte aproape, 2022 e cam gata. Urmând să vedem ce se va întâmpla în 2023. Am fost recent în Comuna Terciu, v-ați văzut, am scris mult, am apărut multe lucruri. Așadar, domnule primar, în primul rând, bună ziua, Bun bine ziua. vă revedem. Pe bine Zăvăneanu, final de an, cum sunteți, cum vă simțiți? Care e atmosfera? Așteptăm după un an greu, așteptăm uh, un pic uh, de pauză, să vină Sărbătorile, să stăm alături de cei dragi, ca toată lumea, că toată lumea așteaptă să se întâlnească cu cei dragi și să ne încărcăm un pic bateriile, ne pregătim de un an nou. Vine 2023, să sperăm că va fi un an uh, mai bun. Și, în primul rând, cu mai multă liniște și pace. În ce moment, cu apa. A, cu apa, suntem pe final de, de an. Știți că în cursul acestui an s-au întâmplat câteva lucruri referitoare la acest aspect. La un moment dat, am preluat tot sistemul exact. de la Acoabis și, în momentul de față, este în curtea noastră, ca să zic așa. Deși, în luna iulie, s-a dat o hotărâre, Consiliul Local a revenit printr-o hotărâre de Consiliul Local și a predat uh, mijloacele fixe și toate investițiile care țin de apă și canalizare înapoi la ACOABIS. dar acestea nu au a fost preluate efectiv uh, de firma amintită, care este singurul operator autorizat, atestat din județul nostru, din cauza că au refuzat, cetățenii au refuzat să semneze contracte cu Acobis. Între timp, vă dați seama, în perioada cât noi am preluat acest sistem de operare, pentru că nu puteam să lăsăm o comună așa de mare fără de a furniza apă și canalizare, servicii de apă și canalizare, am instituit o taxă specială un sistem paușal care este în vigoare până la sfârșitul anului. Vedem ce se va a întâmplat de la întâi ianuarie pentru că mai intră în mod normal operatorul, unic trebuie să și în rol. Eu sper să găsim o variantă în care să putem să 1 ianuarie lucrăm. practic Aqua ar trebui să da, intre normal, da, dar ne contracte, nu știu ce, va fi o perioadă în care va trebui să discutăm și în consiliu local să găsim soluții pentru că suntem într un impas. Nu sunt contracte deloc sau sunt contractele vechi semnate Aici. în cursul anului trecut, știți că s-au semnat peste 300 de contracte, acelea sunt, cred că, valabile, nu știu, să vedem, vor trebui schimbate fișele de, fișele de, date și luate, citite din nou contoarele. Vom vedea ce se va întâmpla pe parcurs. Eu zic că trebuie să stăm, să găsim o soluție, pentru că nu este, nu este simplu. Noi nu putem să funcționează. foarte greu, vă dați seama că avem o mână de oameni, 3-4 oameni care îi folosim peste tot. Cu responsabilul cu focurile, focistului cu șeful de la situație de urgență, viceprimar și administratorul de la sala de sport. Deci cu așa personal de genul ăsta nu poți să asiguri o funcționare în condiții optime a unui sistem de apă și canalizare care se întinde pe zeci de kilometri. Trebuie un operator testat, a testat, am încercat să angajăm instalatori în perioada când aveam sistemul în gestiunea primăriei. Nu am reușit să angajăm pe nimeni, n-a venit nimeni la concurs. Nu este simplu să gestionez un astfel de sistem. Sunt, a fost chiar acum, e recent, de o zi, două, s-a blocat sistemul de tratare a apei din cauza turbidității foarte mari, sistemul fiind automat, când se sizează turbiditate foarte mare pentru a nu duce în, în rețele apă tulbure, blochează. Sunt niște electrovalve din câte am înțeles eu, care se blochează și nu mai permit accesul apei în, în sistem. Apa este dată în emisar, în râul care în ușor, care curge lângă stații. Asta s-a întâmplat de unăzi, ploi foarte multe, A da, văzut ce nivel a avut apă și ce... Ce inundația a fost în anumite zone, s-a blocat sistemul, a rămas o perioadă fără, fără apă, sistem la sistem de avare. Acum s-au dat drum, am făcut apel la cei de la Coabit să vină să repornească, până să formează, eu știu, o anumită masă, un anumit volum da. de apă, vom să reintre în, în circuit, a intrat normal. Sunt chestiuni accidentale, sunt defecțiuni, dar nu de data asta pricina a fost apa foarte turbore care a blocat sistemul de tratare. E un sistem de protecție, o protecție pentru a nu să umple de nemol toate bazinile și tot, să blocheze tot ce înseamnă tratarea apei în, în comun. Asta este. Am avut o surpriză neplăcută zilele acestea. A venit factură de peste 500 de milioane, 54, aproape 55 de mii de lei noi, 540, aproape 550 de milioane de lei vechi, numai la stația de la stațiile de pompare, la canalizare și la stația de, de tratare a apei. Asta de epurare, mai precis, nu, pardon, de epurare, stația de epurare a apei, că stația de tratare e dincolo la, la apa potabilă, acolo încă nu avem factura Asta este pe o lună? Astea. Sau pe... Este o lună de zile. Acum, de zile. eu mă gândesc că totuși au venit și o să verificăm, au venit și din, din urmă că s-au făcut probabil ceva regularizări, nu dau seama, dar oricum este imens. Aveam până acum, plăteam în jur de 150-200 de milioane lei vechi, 15-20 de mii Da, acum e mai mult de dublu. Nu știu, dar în ritmul ăsta vă dați seama că nu avem cum să susținem uh, un sistem de canalizare și de alimentare Astea, cu apă. Da, să seama că costuri atât? foarte mari sunt pe canalizare. Pe canalizare nu, toată da? lumea a vorbit de apă până acum, dar sunt costuri foarte mari de canalizare. Avem 8-9 stații de pompare, stații de epurare. Astea toate sunt, funcționează cu motoare electrice, cu consumuri mari de energie. Dar e vorba de confort, de civilizație da, și bine că da, da, să le punem la dispoziție Oamenii să le putem folosi. Este de înțeles pentru că Aqua viso a ridicat din nou dar Da, adică, am primit din și noi 2023, adresa. 2023, da. Începând cu anul 2023. Da, trecem de 13 lei pe apă cu canal. Exact. 7 lei, 7 lei, peste 7 lei va fi apa pe metru cub și 6 lei, peste 6 lei canalizare. Uh, uh, canalizarea. De aproape jumătate, jumătate, un pic mai mult despre apă, dar costuri foarte mari sunt pe canalizare, pe tratarea apelor. Această să fac turba, trebuie să achite primăria Telciu. Păi, da. nu, nu, când nu. se să în mod normal, în mod normal, le plătesc aceste cheltuieli cei care beneficiază de sistem de apă și canal, nu? Așa da. este firesc. Beneficiarii. Beneficiarii. Indiferent că ești la acordarea lețea și ai contor, mod normal se plătește contorizat. Când consumă fiecare, te plătește. Dar există și varianta de a plăti în sistem paușal, adică la modul general este stabilit prin stansuri, prin standard de o anumit volum de apă pe persoană, dar eu zic că este mult mai bine pe contor, pentru că și dacă nu mă înșel, era 6263 metri cu pe persoană, per persoană, în caz că ai o sursă proprie de apă și atunci să plătești canalizarea la nivel de 62,63 uh, metri cu pe persoană. Da seama că două, trei persoane într-o familie, la trei persoane ajungi la aproape 20 de metri cub. Și apa și canalul. Da seama că este, nu, și o familie normală nu consumă atâta. Deci, ideal este să plătești contorizat ca să nu. cât plătești efectiv, cât, cât, cât consum. Dar, mă rog, asta e chestiunile de apă, le discutăm de mult, mult timp, n-ar vrea să monopolizăm discuția și sperăm că vom găsi în Consiliul Local, va trebui să discutăm acest aspect cu seriozitate, că trebuie să găsim soluții. Asta în ianuarie, da? Da, în ianuarie. Vom mai discuta și la sfârșitul anului, probabil că vom. ultima ședință ordinară din anul acesta, care va fi pe sfârșitul lunii, în 28, dacă nu mă înșel. Vom discuta și acest aspect, printre alte chestiuni pentru localitate și pentru oameni. Trebuie să găsim soluții, că probleme se pot crea, dar e vorba de a găsi soluții, să vedem ce e de făcut în această situație, pentru că sistemul trebuie să funcționeze. Am înțeles. Uh, știu că a fost și probleme la Colul Silvii. M am înțeles că e o nouă conducere. Care e situația acum la Ocolul Silvic? Nu, e o nouă conducere, dar tot aceeași, pentru că legat de Ocolul Silvic a fost o numire pentru un șef de Ocol nou. Aceasta s-a făcut pentru hotărâre de Consiliu Local, declarată nelegală. Între timp, așa cum era și firesc, legislația prevede organizarea unui concurs pentru numirea noului șef de ocol, acesta se numește, dar după ce trece prin furcile unui concurs, într-adevăr, după patru ședințe care nu s-a trecut această hotărâre de actualizare a statutului și a regulamentului de funcționare a ocolului Silvic, care prevedea și organizarea unui concurs, am reușit, în ultima ședință, să nu a trecut uh, joi, dacă nu mă înșel, la patra ședință cu această temă, să, să treacă, să, să adopte această hotărâre, prin care se actualizează cu legislația modificată, cu legislația în vigoare, tot ce înseamnă statutul Ocolicilului Comunal Telciu și regulamentul de organizare și funcționare a acestui Ocol. Asta a fost uh, problema și lupta, și părerile diferite în cadrul Consiliului Local. S-a ajuns la o înțelegere pentru că trebuie să respectăm legea, în primul rând, și să intrăm și noi în egalitate. Există legislație modificată din 2019, când se prevede expres pe legea 234, dacă nu mă înșel, organizarea unui concurs și pentru o colegă de regim, cum suntem noi. Deci, pentru asta a fost nevoie de. Da, de patru ședințe, de abia la patru. Ședințe, de pentru de pentru patru a... da, da, erau baraj, erau voturi cam 5-5. Unii se abțineau, dar voturile uh, abținere se contabilizează la voturi împotrivă. Nu reușeam să trecem de acest uh, impas. Le mulțumesc pe această cale, pentru că era, exista riscul de a se desfința acolo silvic în 45 de zile, dacă nu este desemnat un uh, șef de ocol, să intră pe o procedură care duce la anularea autorizației, retragerea autorizației de funcționare. Concursul când va avea Urmează când să e? vedem uh, Urmează să vedem în această săptămână să avem întâlnire Consiliul Local. Vedem ce se va întâmpla mai departe. Va trebui să propun să nominezeze persoane pentru comisii de concurs, comisii de contestații. Vom intra pe procedură. A revenit la domnul șef de ocol, actualul șef de ocol, a revenit la uh, demisie și-a retras uh, demisia pentru, da, Lucra Lucra. pentru a. Uh, ajuta un pic uh, și a nu crea probleme și mai mari. O, el va rămâne șef de ocol până, o, o perioadă, da, o perioadă. Până la este, de la deocamdată dânsul, ca un fel de interimat, dar uh -huh. nu este interimat, pentru că este pe perioadă nedeterminată, dar dânsul, fiind având învățări de personare, se, se va retrage. Este opțiunea dânsului și este un lucru pe care l-a afirmat uh, în repetate rânduri. Am înțeles. Uh, ci... Cum se încheie, cum încheie anul Telciu din punct de vedere al primarului Țebel așa? V-am spus și în startul întâlnirii, a fost un an dificil, cu multe convulsii. Vedeți, sunt oamenii, sunt din ce în ce mai vocali, dar nu este o problemă acest lucru, pentru că trebuie să ne apărăm drepturile și M nivelul discuției consider eu că ar trebui să fie acela în care să vedem binele comun și să putem să Portăm o discuție pentru că nu putem să trecem peste prevederile legale, chiar dacă nu ne convine. Legea nu facem nici noi, Consiliul Local, nici primarul Sever Muneșar. legile sunt făcute în Parlamentul Român. trebuie să fie aplicate de toți. Acum, tot timpul noi vrem să ocolim pe cât se poate legea, să ne ducem acolo unde ne convine. Dar uitați că de multe ori nu putem să face ceea ce ne convine. Trebuie să aplicăm legea chiar dacă nu convine. Ne convine ce tarife avem la energie sau chiar și la apă, că vorbeam mai mai devreme. Nu ne convine acest Vă spun foarte clar că nu convin nici mie, nici mie nimeni nu cred că nu convin tarifele Când și înțeleg. ce prețuri vin la, și facturi ne vin acum la energie sau la vor veni la apă și canalizare. De aproape este... Pentru că aveți un proiect legat de energie cu biomasă. Avem, suntem în... Cât de aproape este? La, se lucrează la partea de proiect tehnic. Ok, și când se va finaliza proiectul tehnic, vom face achiziția de lucrări. Dar... Mod normal, mai avem cam un an la dispoziție. Ar trebui să să funcționeze -un an acest să sistem. Funcționeze, da, Ar trebui da? să fie funcțional, da? Până la sfârșitul da? anului viitor, ar trebui să fim să fie gata. Timpul e foarte scurt, să știți. A stat să în evaluare mai bine de 2 ani, doi doi ani doi de zile, de. da? 2023, domnule. Da, cum în mod normal, 2023 ar trebui să avem. Și cum îl vedeți dumneavoastră, 2023? Eu am preelectoral, știți? Preelectoral, pentru noi, noi așteptăm să, să deschide finanțări și în partea de infrastructură, pentru că până acum au fost mai mici proiecte. Deci, s-a legnit să semna un contract? Nu știu dacă s-a semnat sau depus, că avem și noi depus, depus avem depus este. online an anumite... Mulți colegi spun că pe Ancris Salin deocată nici o primărie din județ nu a semnat vreun contract. Păi gândiți-vă că nu e așa simplu să semnezi contracte, că dacă să cer uh, avizele, nu avizul a -a de, avize. gândiți de seama, mediu, gândiți-vă ce înseamnă avizele da. de mediu, durează luni de zile. De exemplu, a, donul, mediu cere ape române, drumuri și așa mai departe. De exemplu, domnul Doru Crișan spunea că instituțiile statului se faultează unele pe altele. Da, asta este legislația la noi. Nu știu ce să. Cert este că avem probleme. Și nu, noi am nu, avut probleme pe drumul frontiere. Da, am stat un an și ceva de zile. După un aviz la Apele României s-a spus că avem suprapuneri. S-a dovedit că n-am avut suprapuneri, dar am pierdut un an de zile. Mă trezește câte un cetățean să ne mai blocheze câte un drum. Și atunci, până să termină pe rolul instanțelor, risă Pierzi finanțările, finanțările, înțelegeți? Da. Ce facem dacă blocăm, punem, ne punem cu mașina în mijlocul unui drum? Hai să nu mai facem drumul ăla. Pe ajungem și în situații de astea care ni se par aberante, înțelegeți? Dar asta este. Legea este pentru toți. Dacă așa se interpretează, noi aplicăm cum se interpretează. Da? Nu prea. Sunt excepții acestea. Într-adevăr, greu partea de avize destul de dificil pentru că sunt termene foarte mari. Nu știu, n-am urmărit acum să discuta că se vor reduce aceste termene. S-ar putea să fie ceva normativ emis, o să văd, să verific și atunci dacă s-ar mai reduce din timp, am câștiga termeni în execuție. Sunt, sunt probleme, într-adevăr. 2021, vedeți an bun? Sper să fie mai bun decât anul ăsta. Eu am convingerea că va fi mai bun decât anul acesta, pentru că ajunge la un moment dat Într-o parte de jos a unei și trebuie să și urcăm. să lucrurile să petrec ciclic. Nu știu dacă mai putem mai jos de atâta, pentru că prea mult scandal, prea multă vrajbă și în folosul cui. Ați văzut că noi ne certăm noi între noi și noi amar când ajungem la, la, mâna lor, uitați și de fac și cu schengen -ul. Ce să mai povestim? Asta este este viața, măcar să, Sunt să ne înțelepțim un pic. Să în optimist sau pesimist să... în ceea ce privește 2023? Sau așa un optimism nu, uh, ponderat. Poderat, da. uh, nu nu. Suntem, debordăm de optimism acum, dar că nu depinde numai de noi. Aici, depindem de multe ori de, fact de Factori. de mulți factori care intră în ecuație și facem din punctul nostru de vedere facem tot ce putem pentru binele comunității, dar nu depinde întotdeauna de noi, de așteptările sunt mari, lumea așteaptă de pe azi pe mâine să întâmple anumite lucruri, nu se pot întâmpla chiar așa, pentru că sunt termeni de așteptare, termeni în care să duce un proiect la bun sfârșit. Vedeți că avem proiecte începute prin 2016, 2017, 2019, în 2022. Gândiți-vă ce înseamnă tarifele de atunci față de raportul de acum. Problemă, așa este, da. vă ce înseamnă. Sunt niște actualizări de prețuri, să vedem dacă vom primi, că s-au făcut actualizări, să vedem dacă vom reuși să rezolvăm și această problemă. Că sunt multe proiecte pe fonduri europene care s-au dus la bun sfârșit în speranța că vor fi actualizate sau actualizat tarifele. Că altfel, probabil că nu mai lucrau constructorii. Și acum adânși și așteaptă să primească sumele promise că suntem cu proiectele pe final. Să vedem de unde de Sursă de, 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 de finanțare, că nu este ușor. Când dauzeam pe unii că vorbeau de un milion de euro de parcă ar fi o bagatelă, așa, nu știu, să vedem, noi ne atragem noi acum un milion de euro, că sunt foarte puține surse de finanțare care ajung la un milion de euro. scurios că sunt, erau unii specialiști, așa ca să spun, ghilimele de regoare, care se pricepeau la toate. Și se părea că o investiție de un milion, un milion, de mii de euro e ceva așa, o, o glumă. Mă rog, să vedem acum că sunt proiecte din astea de 200 de mii, 150 de mii, 300 de mii de euro. Mai mărunte, mai micuțe, dar aplicăm și aici, pentru că sunt în interesul comunității.